Salutare! Hai sus, că astăzi avem treabă. Anulăm stresul, oricât de mare ar fi el. Nu întâmplător, am ales ca loc de filmare acuarela. Am atât de multă culoare în jurul meu, încât te provoc la ceva foarte interesant. Spune-mi, te rog, cum te simți când vezi cum mă simt într-un decor care se simte atât de viu precum se simte? Psihologic, mixurile de culori au capacitatea de a schimba o stare, de a determina secreția acelor hormoni cerebrali numiți dopamină, hormonul plăcerii, oxitocină, hormonul siguranței și mai ales serotonină, hormonul fericirii. Nu e nicio vrăjeală, chiar dacă pare prea simplu. Doar încearcă în mod intenționat o astfel de experiență colorată atunci când simți cu adevărat că ai nevoie de o transformare de stare. Eu aici parcă aș aplica metoda a doua. Apropo de culoare sau de absența ei, am o întrebare pentru tine care s-ar putea să te deruteze puțin. Tu ce crezi? Există sau nu există întuneric? Da, exact, atunci când doar poate luna se vede pe cer, dacă te uiți în sus, noaptea există sau nu există întuneric? Răspuns dat de regina științelor, adică de fizică, nu. Nu există întuneric, el este doar absența luminii. Întunericul nu poate fi măsurat, de exemplu, întunericul nu poate fi natural sau artificial. Întunericul doar ne intră în ochi atunci când mergem și nu mai vedem pe unde mergem. Păi și ne chema miliția! Ba da, dar nu poate să intervină. Descoperă.ro a publicat la un moment dat un studiu cu niște întrebări ucigători de banale, dar care te pun într-o încurcătură fantastic de amuzantă. Sunt mari întrebări pentru copii între 2 și 99 de ani. Te încadrezi? Ok, atunci fii atent și fii atentă. De ce nu ne putem gândi la singuri? De ce atunci când o facem nu ne apucă deloc râsul? De ce ni se pare apa udă, fiindcă apa de fapt nu e udă? De ce ni se pare cerul albastru, pentru că știi ceva, cerul nu e albastru. Nu găsești un gram de albastru în tot cerul. E doar o iluzie optică. M-ai înțeles? Da. Te las să găsești niște răspunsuri cel puțin la fel de simple precum probabil ți-au părut întrebările. Iar acum fii atent, pentru că vreau să descoperim împreună cum apare stresul când apare ca o boare, una cred ucigătoare. Ia să întoarcem noi puțin foaia. Medicina spune că stresul nu este dat de întâmplare în sine, oricât am vrea noi să credem asta, ci de reacția ta la întâmplarea respectivă. Domnule, am să te rog acum să identifici factorii de stres aflându-te în situațiile următoare și să observi cum îți crește sau descrește viteza cu care îți bate inima când îți bate inima. Ce-mi bate? Ce bate? Vine să vezi. Ne, că iar te înțepenești. Te deplasezi cu mașina personală între București și Brașov. Pe drum iei de băiat bun ce ești o autostopistă, o fată tânără și frumoasă. În mașină leșină la un moment dat, iar tu trebuie să o duci la spital. Acest lucru este stresant. Dar la spital, medicii te anunță că fata este însărcinată și te felicită că ești tătic. Tu le spui bineînțeles că nu tu ești tatăl, dar fata insistă că tu ești. Această situație devine foarte stresantă. Așadar, ceri un test ADN pentru a demonstra că nu tu ești tatăl. La finalul testelor, medicul îți spune că ești infertil și cel mai probabil așa te-ai născut. Devii deja extrem de stresat. Și după aceea, parcă ușurat, nu? Pe drumul spre casă începi să te gândești la cei 3 copii ai tăi. Ai tăi? Încă mai păstrezi o urmă serioasă de stres. Îți mai amintești un singur lucru. Soția ta era virgină când ai cunoscut-o. Ai numărat lunile până la nașterea primului copil. 9. Sigur 9? Stres. Cei 3 copii sunt atât de frumoși, de cuminți, de deștepți, de fericiți. Și te iubesc atât de mult. No stress. Dacă ai fost cumva pe recepție, ai putut observa ușor evoluția și involuția stresului în cazul fiecăruia dintre noi. Pentru un viitor sumbru, îngrijorător, este un mod total inutil de a-ți folosi imaginația. De ce să te enervezi, să te întristezi că trandafirii au țepi, când foarte bine te poți bucura că țepii au trandafiri? Nimic nu se va schimba vreodată în cazul lor.
Doar în mintea ta poți percepe lucrurile diferit. Poți comuta de pe țepi pe flori, de pe stres pe liniște, de pe supărare pe bucurie, de pe nefericire pe fericire, de pe gri, negru pe culoare. Multă, cât mai multă culoare. Doctorul Bruce Amer spune că durerea poate fi obligatorie în anumite situații, însă suferința este opțională. Oh! Câte ai? Ce să am? Bătături. Două. Ești începător. Scopul nostru nu este ignorarea problemelor vieții, ci plasarea personală intenționată în stări mentale și emoționale mai bune. Acolo unde nu doar să găsim soluții, ci să și putem acționa pentru aplicarea lor. Tony Robbins este autorul acestor cuvinte îmbucurător de funcționale. Am descoperit întâi pe pielea mea cum și cât de bine funcționează metodele antistres. Acum mă bucur să-i mai pot ajuta și pe alții. N-ai idee ce transformare se poate realiza cu tine, în tine, în viața ta. Hipnoza este una dintre aceste metode, printre cele mai eficiente, dar mai sunt și altele la fel de bune. Coachingul, terapia subliminală, inteligența emoțională. Gândește-te bine ce vrei de la tine și ia decizia de a acționa pe bune în direcția dorită. Pentru că în fiecare zi, atitudinea îți decide altitudinea. Hai sus!